Salut! Bine ați venit sau revenit la podcastul Șagunist în Căști. Astăzi îl avem alături de noi pe Dominic Sadnoianu din clasa 12B, șagunistul care de curând a fost admis la Universitatea Oxford. Salut, Domin! Salut! O întrebare ca să spargem puțin gheața. Ce mănâncă cei care intră la Oxford de dimineață? Măi, cred că depinde de cursul la care aplici. Pentru computer science, categoric mănânci multă informatică, matematică și română, desigur, pentru că intră la BAC. Well, da. Să le spunem oamenilor că, după cum ai spus, tu ai intrat pe computer science. Cum se intră, măi, la Oxford? Măi, e un proces mai lung, adică e foarte multă așteptare, cred că asta e cea mai stresantă chestie. Să explic procesul așa. Te rog. Ideea e că trebuie să știi cam din timp că vrei să aplici, adică să știi în primul rând unde vrei, ori la Oxford, ori la Cambridge, că nu poți la ambele. Trebuie să știi și cam ce te pasionează pe tine. La mine a fost destul de ușor, știam că mă pasionează informatica, însă alții poate au mai multe opțiuni de unde poți să aleagă. Trebuie să te înscrii pe o platformă a universităților din Anglia, se numește UCAS, și acolo trebuie să introduci niște date despre tine, să scrii și o compunere numită personal statement, în care să te prezinți mai mult pe tine și așa mai departe, ca să te pot cunoaște mai bine profesorii de acolo și așa. După care, la computer science cel puțin, a trebuit să dau un test de mate și de logică. A fost în noiembrie, cred că l-am dat. Deci fost... nu-i info? Nu-i deloc info. E logică ca la info, doar că nu trebuie să scrii C++ sau așa. E pe hârtie, ca bacul, mă rog, un pic diferit. Mai apoi, dacă ești acceptat la runda de interviuri, trebuie să susții niște interviuri cu profesorii de acolo. E ceva total nou, dar sunt foarte faine și după aceea e cam o lună de așteptare, o lună care a trecut foarte greu, pot să zic, și după aia primești rezultatul care, na. A fost unul foarte bun pentru tine. Da. Așa, și ai spus de interviuri, ne-ai spus înainte că au fost 5 interviuri. Da. Deci, practic, ar trebui să înțelegem că e o fază de selecție peste fază de selecție, nu? Și după fiecare interviu se tot taie din oameni. Desigur, sunt, deci, cel puțin la computer science, la început mi se pare că sunt cam 20 de persoane pe un loc, deci e foarte mare competiția, că sunt foarte puține locuri. Și până la interviuri deja triază să fie cam 3 pe un loc, deci se taie marea majoritate a persoanelor. Iar mai apoi la interviuri trebuie să mai aleagă de acolo cine să treacă mai departe, cum ar veni, da. Bun, dar sunt sigură că nu constă totul doar în această aplicație și aceste interviuri, ci și foarte mult ce ai făcut tu înainte de această aplicație, respectiv, nu știu, până în clasa 11 la final. Așa că spune-ne puțin care au fost așii tăi din mânecă. Da, păi am participat la mai multe concursuri și nu știu, am avut parte de, adică am lucrat la mai multe activități și așa mai departe. Nu neapărat pentru facultate, nu m-am gândit sincer la facultate decât până prin clasa 10-a, ci mai mult pentru că chiar mă pasiona pe mine informatica. La concursuri am participat în primul rând la concursul ACSL, la care participăm noi cu școala. E un concurs foarte fain de info și chiar recomand tuturor celor pasionați de info să participe. Acolo m-am calificat la faza finală, cred că de toate cele 3 ori, da, nu mai țin aminte. Și odată am luat aur la etapa finală și odată am luat medalia de bronz. Și cumva am reușit să arăt că am avut niște rezultate palpabile, să zic așa. Am mai participat la alte concursuri și olimpiade. La olimpiada de info cred că am luat la fel o medalie de bronz. Și în afară de asta, m-am băgat în echipa de robotică. Cred că asta le-a plăcut foarte mult, pentru că am reușit să arăt interesul meu mai departe, zic așa, de calculator. Deci, practic am folosit cunoștințele din info în viața reală.
Și da, am mai creat un site, asta le cred că le-a plăcut mult, cred că a fost un element de noutate. Am creat site-ul InfoAS, pe care îl folosesc mulți elevi din toată țara, o mică promovare așa. E de info, cum sugerează și numele, sunt probleme și lecții acolo, da. Și când ai creat InfoAS, te-ai gândit, adică ți s-a părut un proiect cool pe care ai vrea tu să-l faci sau deja te gândeai că ți-ar putea fi util? La facultate. Sincer, chiar atunci a fost perioada când am început să mă focusez mai mult pe facultate, deci cumva a venit mănușă, să zic așa, dar n-am creat site-ul doar pentru facultate, l-am creat în perioada pandemiei, când am văzut că foarte mulți colegi se chinuiau, să zic așa, cu informatica. Nu că era materia neapărat mai dificilă, ci pentru că era foarte greu să te concentrezi la orele online și așa mai departe. La fel cum, de exemplu, și eu aveam dificultăți să înțeleg la chimie sau biologie și atunci mi-am dat seama că dacă aș face un site să ajut cumva lumea, ar avea un oarecare interes și, într-adevăr, pot să zic că are un mic succes, să zic așa. Și cu, mă rog, în tot proiectul ăsta, că practic ăsta e proiectul tău personal. Da. Care a fost cea mai dificilă parte? Ce nu a mers cum te așteptai tu? Nici nu știu să zic. Au fost momente când, de exemplu, a trebuit să fac un... Deci, ideea cu InfoAS este că, în teorie, trebuie să fie scalabil. Momentan, poate sunt, nu știu, intră câteva sute de persoane în fiecare zi să lucreze, dar poate mai încolo să intre câteva mii sau și mai multe persoane. Și am avut și dificultăți în trecut, nu m-aș fi așteptat, când au început să vină mai multe persoane pe la începutul anului școlar, de exemplu, nu țineau evaluatoarele destul de bine să le evalueze toate codurile și tot. Și atunci asta a fost, pot zic, o dificultate, că a trebuit să vin cu ceva idee nouă să repar, să fie mai eficient. Bun, și de unde a pornit pentru tine drumul ăsta cu informatica? Adică de unde îți vine satisfacția atunci când lucrezi la info și... Sincer, a venit, cred că pot să zic, chiar întâmplător. Eu când eram mic, mie îmi plăcea foarte mult matematica când eram mai mic. Însă, nu știu, cumva voiam ceva și mai mult decât doar matematică, deși îmi plăcea. Și am descoperit întâmplător la bibliotecă, eu nu prea merg la bibliotecă, dar am găsit întâmplător o carte despre informatică. Era, nu mai știu, aveam vreo 11 ani și era fix pentru copii să învețe informatică. Și am învățat acolo Python, mi-a plăcut foarte mult pentru că puteam să creez grafice și tot felul de chestii faine. Și mai apoi, nu știu, am tot descoperit chestii noi, când vine vorba de olimpiadă, algoritmi și așa mai departe, care mi s-au părut interesanți. Și pe partea de, nu știu, web development mi-a plăcut foarte mult pentru că puteam să creez ceva ce poate folosi oricine aproape, un proiect fain, da. Da, i-a fost poate satisfacția aia că pleci de la zero și poți să creezi mai exact. Mult sau mai puțin doar cu cunoștințele tale. Exact. Ceva, da, ce chiar poate să atingă un om sau să ajungă la, da, mai mulți oameni. Da, da, exact. Asta e partea cool. Plus că mă gândesc că și aplicația în robotică e destul de palpabilă, fiindcă cunosc multe persoane care poate, cărora poate nu le place informatica, fiindcă li se pare o bucățică de cod pe care nu o pot folosi nicăieri, mai ales în cazul C++-ului și a problemelor de la școală. Și cred că e foarte bine că tu ai întâlnit cumva, practic, aplicațiile în practică. Da, da, da. Și asta recomand și tuturor, indiferent de domeniu, să încerce să folosească ce știu ei și așa, mai departe, în, nu știu, alte domenii sau în alte situații mai palpabile, fizice sau așa mai departe. De exemplu, la informatică, am putut cu robotica sau cu site-urile pe care le-am creat. Dar nu e doar vorba de informatică, se poate aplica aproape la orice domeniu. Așa, da, într-adevăr, chiar ăsta cred că e un sfat bun pentru orice domeniu de care ești pasionat. Bun, mai am o întrebare. Cumva au contat în Anglia, din punctul tău de vedere, poate alte activități pe care tu le-ai făcut?
Sau ai avut și alte activități din afara zonei de info? Am menționat, tot în aplicația mea, am menționat că am făcut scrimă, că am făcut scrimă vreo 7 ani și în teorie când aplici pentru Oxford sau Cambridge ei sunt interesați doar pe partea teoretică academică, însă am vrut să includ și ceva, nu știu, un achievement, să zic așa, personal, o chestie de genul, faptul că am reușit să mă țin de un sport atât de mult timp și că am luat și acolo niște premii la competiții naționale. Deci, da, am inclus cumva și câteva activități extra pe lângă info. Da, arată cumva perseverența, da, sportul și da, faptul că ești consecvent, da, pentru activitate mai mult timp. Da, fiindcă cumva asta cred că e cumva unic facultăților din Europa, sunt destul de interesate ca tu să demonstrezi ca și aplicant strict cumva cunoștințele tale din domeniul pe care vrei să-l studiezi și asta probabil te-a ajutat pe tine foarte mult, că aveai multe activități din zona informaticii. Nu? Categoric, mă gândesc că dacă aplicam, de exemplu, în state sau altundeva, trebuia să mă focusez și pe alte chestii, mă gândesc că așa e la voi. Da, exact, da. Da, în state e mai diferit, vor să vadă omul în întregime cu mai multe laturi decât cea academică. Da. Da. Și revenind la Oxford, mă rog, Oxford și Cambridge, de ce ai ales Oxford? Sunt mai multe motive, mă rog, unul e personal că eu chiar m-am născut la Oxford, deci da, da, da. Deci și asta a fost o chestie, deci eu știam orașul de mic și așa și nu știu, da, cumva m-a atras orașul și nu doar orașul, și universitatea și toată comunitatea și așa, dar nu e vorba doar de asta. Mi se pare că e și mai aproape de Londra și atunci, economic vorbind, aș putea să ajung mai ușor. Am niște rude acolo, deci aș putea oricând să ajung mai ușor. Și, da, per total m-a atras mai mult, să zic așa. Ai zis că te-ai născut în Oxford? Da. Și cum de ai ajuns aici? Păi, da, deci părinții mei sunt români, dar tata a fost profesor universitar un timp în Anglia și în Oxford a predat, mi se pare, câțiva ani. Și ulterior ne-am mutat aici înapoi, în clasa întâi, când am început, că voiau să nu mă detașez de România sau am ceva, înțeleg, nu știu. Okay. Și regreți decizia lor? Bine, e decizia lor, da? Da, să fiu sincer, nu, pentru că nu cred că sunt, la cel puțin la informatică, nu cred că sunt aceleași oportunități acolo cum sunt aici. Adică aici, serios? Sunt... Păi în sensul că sunt multe competiții aici la care poți participa și mie mi-au plăcut foarte mult și olimpiadele și concursurile. Nu știu, și concursul ACSL, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult și nu cred că... Mi se pare că în Anglia, mă rog, în Regatul Unit nu prea participă ei la concursuri de genul. Deci cumva am reușit să-mi dezvolt pasiunea mai mult aici. Nu știu dacă aș fi putut acolo să-mi arăt pasiunea așa. Da, bine, normal că în fiecare loc ai fi putut găsi alte, exact, oportunități și normal că te-ai, desigur, fi dezvoltat în alt oriunde ai fi fost. Da. Dar te-a ajutat lucrul ăsta în aplicație? Ce sens? Practic, că bănuiesc că ai cetățenie. Da, categoric mă ajută pentru că de când a ieșit Regatul Unit din... UE, taxele s-au mărit, cred că de 5 ori, sunt de 5 ori mai mari în Anglia, ceea ce înseamnă că și nici nu poți aplica pentru un împrumut bancar în mod normal. Deci asta e un obstacol foarte mare pentru mulți și cumva sunt și recunoscător că am cetățenie, că asta înseamnă că plătesc taxe mai puține și pot să aplic și pentru un împrumut bancar. Da. Am înțeles. Da, da, da. Și mai aveai și alte opțiuni în Anglia, în afară de Oxford? Sau ai mers one shot only? Eu aș fi vrut să merg one shot only, deși știam că e riscant. Până la urmă, puțin, da. Da. Până la urmă am ales, pot să alegi acolo maxim 5 universități și le-am ales pe cele mai bune sau pe cele la care știam deja, știam pe câțiva. Adică am mai aplicat, cred că, la Imperial,
la Warwick, la UCL și la Kings și la... Bueno, atât, da, câți cinci. Și ai mai aflat vreun răspuns? Încă nu, pentru că la celelalte așteaptă să vină toți candidații. În mod normal trebuie să aplici până în februarie, mi se pare. Doar pentru Oxford era mai devreme și da, după o să fiu anunțat, cred că până mai. Aha, la celelalte, okay. Da. Dar bănuiesc că... Da, deja... nu mai fac probleme, dar da. Da, și nu știu, te așteptai sau cum a fost vestea? Sincer... Bănuiesc că aveai așa așteptări. Chestia e că știam că am făcut oarecum bine, nu făcusem chiar prost nici la examen și nici la interviuri, însă nu știam cum era competiția, pentru că totuși de la 20 de persoane pe un loc e o oarecare competiție, oricât de bun ești tu, poți să ai o zi mai proastă sau să aibă altcineva o zi mai bună și na, să facă mai bine decât tine. Deci nu știam exact, aveam avut multe emoții. Și am fost plăcut surprins, chiar acum o săptămână eram în ora de română când am primit mail-ul și am așteptat până în pauză, nu știu cum. Da, nu știu cum am avut curajul, dar au fost foarte dureroase momentele alea până să vină mail-ul. Și da, s-au adunat colegii în jurul meu că mă vedeau mai emoționat și așa și cred că și-au dat seama și da, am fost plăcut surprins să văd acolo că am primit un offer, da. Cred că s-a bucurat toată lumea, că, da. Na, cumva a fost, poate, reușita generației noastre. Nu e, adică, eu mă bucur foarte mult că, că am intrat, dar nu consider că asta e reușita generației. Cred că toată lumea care aplică în diferite locuri e capabilă, nu știu, în domeniul respectiv. Eu am avut, cum am zis, noroc cu informatica, că am descoperit pasiunea și mă bucur foarte mult că am reușit să obțin, să intru. A fost cumva o încununare a tuturor, a efortului pe care l-am depus, cum ar veni. Da, da, și cumva continui tradiția șaguniștilor. Măcar unul sau doi care merg în fiecare an la Oxford, deci da, e foarte bine. Chiar și în contextul ăsta al Brexitului, da, tu ai reușit să ajungi acolo, deci e foarte tare. Și ultima întrebare, cum ai sărbătorit, măi? Să fiu sincer, nu chiar, n-am sărbătorit așa de tare pentru că... am avut următoarea zi test la meditații la română, deci n-am apucat să sărbătoresc așa de tare. Am făcut groaznic, by the way, deci chiar n-a fost bine, dar nu știu, am sărbătorit cu prietena mea un pic așa și da, după aia, acum trebuie să mă axez mai mult pe bac, încă vreau să fiu focusat să nu pierd șansa asta. Da, să menționăm acum că ai zis de BAC că ai o ofertă condițională, se numește, nu? Da. Adică... trebuie să iau 9,50 la mate și peste 9 la, ca medie generală la BAC. Deci asta e cumva condiția. Da, nu știu, mi se pare că e ca să îi încurajeze pe elevi să învețe în continuare și să nu lase examenele așa. Să nu se lase pe ureche, da, că au intrat la Oxford, nu? Da, exact. Da. Bine, super! Mulțumim mult, Domi. Mulțumesc și felicitări pentru realizarea ta. Mulțumesc și succes tuturor care urmează să primească decizii de la facultăți. Da, mulțumim. Vă așteptăm la următorul episod. Bye. Pa, pa.